am regresit la un nou vlog, un carro de această dată și sunt alături de Luțu, Răzvan. Ne uduși mașina gata. Gata, am vândut mașina, ce să mai, asta e noua sa achiziție, să zicem așa. Mi-a plăcut asta la jiu, am zis să trec la H. Ai dat puțin înapoi. Trebuie să ne trec la K. Exact. El este un împătimit al car vlogurilor, face car vloguri, aveți canalul său în descriere și cred că multă lume îl știe. Și astăzi filmăm cu Opel Astra H, Opelul meu. Bine. Ia-o în primire. Ia mea? Uite, filmează să vadă lumea aici ce mașină mi-a tras. Despre mașina asta. Într-un Opel Astra H, așa. Fabricație 2005, ca și motorizare 1.7 CDTI, dar așa. Primul model după Astra G cu acel motor de 80 de cai, cu volantă cu masă simplă și fără filtru de particule. De fapt, da, stai că am avut un prieten cu un Astra G și avea tot așa 80 de cai la 1.7. 75, dacă nu mă înșel. Și după au pus, l-au făcut de 59 de kW pe ăsta, 80 de cai. Dar având vedere că e ușurică mașina, să știi că are 1340 de kg. Are rapoartele scurte, ce observ așa la prima vedere. Exact, și merge. Merge, n-am treabă cu ea, dar este o mașină care îți faci treaba cu ea. Mm-hmm. Foarte fiabilă, piesele foarte ieftine, cel puțin eu nu am avut mari probleme, să zic așa. Pe zine de cât timp ai? Câți kilometri ai cu cai și ce ai băgat în ea? Pe mașina o am de 2 ani. Așa. Și am făcut aproximativ vreo 55.000 de kilometri. Are acum 235. Eu am luat-o la 175, cam așa ceva de genul. Așa. Germania, țara de fabricație. Și bani în motor nu am băgat absolut niciun ban decât un termostat care l-am pus original GM și termoflot care m-a lăsat acum o lună băga uleiul în apă sus, știi, și da, da, ziceau că nu s-ar putea să fie tecele de la injectoare sau ceva de genul și uite că a fost decât termoflotul și acum nu mai am probleme, știi? Da, dar asta nu e ceva major în 2 ani de zile totuși. Așa, în rest consumabile schimbate, bucși, pivoți, capete de bară. Lasă că ați consumabile, poți să zici că nu e fiabilă când schimbi ceva care nu e prevăzut. Exact, n-am umblat la injectoare sau la parte nebunie, știi, legate de motor, turbină, nu, foarte bun, nu, șuieră, nu. Te-ai face... Te-ai văzut mașina că e luată foc? A luat foc? Din spate? Că vă sunt pe infotrafic, da, Ford-ul ăla. Da, da, exact, exact. Zine ce ai modificat la mașină, pentru că nu e chiar stock în ăștia 2 ani. Nu știu de unde se începe. Mașina, da, a fost, când am luat-o eu, a fost stock. Acum, în prezent, are un pachet OPC. Mm-hmm. Chiar dacă nu are un motor OPC, doar măcar să arate ca un OPC. Așa. Bară față OPC Line, achiziționată acum câteva luni. Pragul OPC, bara de spate, prelungire, eleronul. Cât ai băgat în totalitate în mașină? Ai de... Mă întreb, asta e o întrebare care nu știu să-ți spun, e un sac fără fund. Dacă te apuci de anul, vine să te mai lăs, zici că... Da, exact. Am prins drag de mașină și de asta nu am vândut-o și am investit în ea. A fost colantată acum recent, o culoare deosebită, zic eu. Cât ai dat pe colanta și de curiozitate? Am dat 1500 de lei, având în vedere că m-am înțeles cu băieții să facem o parteneria, să zic așa, cei de la DTS Cavra, în Severin, acolo la noi și... E chiar mult. Nu este foarte mult, este un colant standard care... Să zicem, 2-3 ani nu mai treabă cu el, dar am ales colant. Eu mă plictisesc și probabil dacă mai ți-am o mai schimb, da. Poate într-un an pot să-l schimb de două ori. Oricum, e sfânt colantul pe lângă tablă, pe lângă vopsea în sine, adică ăsta îl dai jos și aia e, știi? Dar e și pretențios, adică dacă ai rugină pe mașină, nu poți ca să pui colant, că nu-ți prinde, știi? Da. Și vopsea are cum să fie bună, că altfel nu lipește colantul. Deci faci, rămâne vopsea tot pe colant, știi? Și acum dacă ar fi să vinzi mașina asta la anul, să pună vinzi tu, ce ai vrea să ții? Băi, știi că am stat de vorbă cu tine mai devreme și ți-am zis, mă bate gândul să iau un Astra J de 2010-2011 euro 5, uh-huh. Dar nu știu dacă benzină sau diesel, nu prea îmi vine să mă întorc la benzină pentru că consumă mult, m-am învățat cu consum mic. Și poate mergi și mult la drum, nu, că n-ai ce să strigi la diesel. Mie îmi place să mă plimb foarte mult și de asta, știi?
Da, uite, de exemplu, la 120 ai 2700, cam așa aveam și la loc. Pe la 130 am 3000 de ture. Dacă o ții numai așa, n-ai ce să fi spus că n-ai DPF de fabrică, n-ai volant acum să duc pe care să înceapă să bată, asta e pe toată viața, că ia șocurile altfel doar la plecare, nu neapărat să zici că... Exact, am ales să investesc în ea pentru că am văzut că e o mașină fiabilă, consumă foarte puțin, dacă muți de pe volan acolo, putul ăsta e, dai așa sus jos, o să observi 21 de litri, am consumat pe 491 de kilometri. 500 de kilometri. O dată, o să vezi ce consum a scos, 4,2. Și pe autostradă poate mergi mai tare. 130 ai văzut, am făcut 100 de kilometri, 45 de minute, 40 de minute. Adică ai mers bine, nici la consum, nici... Cu climă pornită, la ce-o, până oară. Da, se poate ajunge, mă, și la consumul. Eu am scos 3 la CC-ul pe la audio. Exact, dar ăla e generație nouă. Da, îți dai seama că... E gândit altfel. Nu m-am gândit ca să-mi iau ceva foarte puternic. Acum ți-am zis, aș vrea ori Astra J, ori Volkswagen Passat, modelul acela de 170 de cai, pe 6-le, 2009-2010, să zic așa. Și dacă se poate să fie airline, să nu mai apuc eu să bag bani. Să o iei mai bine de gata, ce e de fabrică, gata, e de fabrică. Gata, făcută exact, doar să-i mai modific eu ceva, poate pe la suspensie, pe la jante, pe la etc. Da, dar mașina asta micuță și așa pentru ce nevoie ai tu, cred că e suficient. Da. Bă, că ai volanul îmbrăcat, cât te-a costat să-l îmbraci? De curiozitate, adică volanul l-am îmbrăcat la Ploiești, a costat 200 de lei plus transportul încă 100 de lei, un preț foarte bun. Păi și eu am dat 250 de lei aici, pitește un băiat, l-a pasat când a făcut tot așa cu cusături cu asta. Uh-huh. Adică cusături, cam ăsta e prețul lor, să zicem. Da, i-am trimis eu volanul și... 2-3 zile mi l-a trimis înapoi, gata, să zic așa. Da, dar schimbă și aspectul. Adică nu știu dacă l-aveai mâncat sau așa, că de obicei pe la 200 de lei. Nu era mâncat, doar că era volan normal de cauciuc, nu era de piele, nu. Păi aia, că tot ziua stai cu mâna pe el, știi, nu poți să zici că... Că tot ziceam de ăsta, de trimul. Trimurile au fost volantate de către băieții de la DTS, Carvap și cu carbon hidrotransfer, colant. Dar acum o să mă gândesc să le, bă, să le schimb. M-am răzgândit, nu mai ești pe aici. Ești pe unde vrei. O să fac o schimbare, să zic așa. O să dau jos pe ăsta și am să aleg catifea. Deci până la urmă tot o să mai schimb câte ceva la ea. Da, dar nu mă pot abține, frate. Chiar nu mă pot abține. Vreau să schimb și jantele. M-am gândit să pun și perne de aer pe mașină. Doar că este o investiție mult prea mare. Și ca să vin mașina cu perne, niciodată nu o să ții banii pe care îi vrei. Decât să le vin separat, poate și tot așa, tot nu mai e. Exact. Nu mai e banii, chiar dacă sunt noi sau așa, și chiar dacă le dai jos după așa, tot nu o să mai e banii. Exact, așa. Da, știi că multă lume zice că Opel e foarte păcătoși și că nu sunt bune, nu? Am auzit și... Așa mi-au zis și mie la aia, cum să cumpere Opel? Că într-adevăr, dacă știi că am stat cu ea vreo 2-3 luni, să zic, la mânzare, da? E, dacă era un Golf 6, pleca într-o săptămână, pleca într-o săptămână. Exact, Volkswagen se vinde mult mai bine, dar acum da, eu cel puțin am nimerit mașina asta foarte bună. Dar mie mi se pare mașini bune, mai ieftine, întreținut, accesibile, care n-arată nici rău. Dacia română. Exact, da. Înțelegi? Și nu înțeleg de ce trebuie să ai o părere proastă, bine. Eu nu am dat mulți bani, când am cumpărat-o a costat 2150 de euro acum 2 ani. Și aveau prețuri H-urile, să zic așa. Dar și acum au prețuri H-urile, că se caută. Uite, pentru un începător eu văd o mașină bună. Foarte bună, exact. Să nu ai treabă cum e asta cu volanta sau cu filtrul de particule și nu scoate nici fum și merge, adică... E singură și uite că e și bine insonorizată. Dar hai să spun o chestie. Asta J-ul e mai bine insonorizată ca Passatul pe care l-am avut. Serios? Și are și kilometri. Are kilometri cam cu 10.000 mai mult decât a ta. Și are 160 de cai. Și la 200 nu simți că ești la 200 cai, adică mi se pare super bine ideea că are suspensie din aia reglabilă. Adică are... Deci, ai suspensie reglabilă? Da. E de fapt reglabilă, gen are amortizoarele alea electrice. Poți dai pe sport sau pe confort. Și dacă o ții pe sport, să știi că se ține foarte bine pe stradă, adică... Eu nu știam chestia. Pentru un hatchback și având rechi ușurii care are prize bune, îți dai seama, 160 de cai pe care se riedă, nu știu, o tonă și 300-400 de chile. Și toți care mi-au venit la ea, păi cum, că la banii ăștia mi-au Golf. Ce Golf ți-ai luat la 4.000 de euro, nu știu. Niciodată.
Golf 5. E Golf 5, dar nu poți să cumpăr mașina 2010 euro 5, chiar dacă are kilo. Exact. A mai venit la fel, mi-a zis unul care are mulți kilometri. Păi frate, are 9 ani de zile mașina, are 240.000. Cât vrei să aibă mașina asta 9 ani de zile? Că până la urmă am mers, n-a să degeaba, știi, dar... Exact. Uite, se fac kilometri. Chiar am pus pe... Păi ți-am zis, de-aia în 2 ani avea 180.000. Chiar am pus pe comunitatea din euro postare și era o dubă, un sprinter, 2018, ia uite. Mamă, nici pe aici nu pot să mai spot ăsta, trebuie să merg pe oraș. Era un Sprinter 2018. Deci într-un an de zile mașina aia a făcut 650.000 de km. 2 ani, să zicem. Foarte bine. Ai verificat-o pe care vertical? Da, 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 da. E de Belgia sau Germania, nu știu ce. Era și a găsit kilometri. Pentru că da, poate îți vine greu de crezut că, știi, dar... Daune, a avut ceva sau nu? Bă, daune nu, dar ideea e că nu știu când ar fi putut să aibă daune, că i-am făcut calculul și picau undeva la 800 de km pe zi. Dar eu zic că faci 800 de km, dacă mergi, cum să zic, dacă sunt doi șoferi pe ea, îi faci. Da, îi faci, îi faci, îi faci, da. Deci, părerea mea e că mașina aia e într-o stare foarte bună, mergând în continuu. Și așa merg pe premisa asta, vreau mai bine o mașină cu kilometri mai mulți. Uite, hai să spun apropo de mașina aia, dar am vorbit numai de vreme, adică nu le zic modelul și așa, de ți-am zis că vreau să o iau pentru mine. Mamă, da, da, chiar da, da. Eu aglomerat pe setul, nu știu cum le să o iau. Mă împac și pe aici. Și... am verificat-o, am pe cineva la reprezentanță la marca respectivă și s-a uitat. Acum 15.000 de kilometri, le schimbată rampa de injectoare cu toate injectoarele. Uh-huh. Deci automat nu o să mai pice pe mine absolut nimic care 5.000 de kilometri cu injectoarele astea. Are schimbată turbina, are schimbat ghiere de două ori, parechimări în service de nouă. Dar să știi, fii atent, uite, și mașinile cu kilometri mor, să zicem, trecut peste 300.000, nu toate sunt troace pentru că... Au tot schimbat. Au tot schimbat, la undeva la 230-200, între 220.000 și 260 pică ceva la mașină. Pică un ambreiaj, pică o turbină, exact. Și la acei kilometri, să zicem, 320.000, 330.000, majoritatea au câte ceva schimbate pe la ele și nu prea mai ai probleme. Da. Așa e. Dar oamenii nu pot să înțeleagă chestia asta și nu vor să înțeleagă. Toți vor kilometri puțin. Nu există și kilometri puțin și dotări și ani și să arate bine, să meargă bine, să nu știu ce, trebuie să existe un compromis. Exact. Eu cum mi-am luat Passatul ăla, era 2009, dar avea dotări, am vrut dotări, nu m-a interesat kilometri. Chiar dacă știu că avea dați înapoi și avea peste 300.000, să zic, nu știu exact cât avea, dar avea dați înapoi, să zic. Da, da, da. Și nu m-a interesat mie, dacă mi-a plăcut mașina ce merg cu kilometri pe stradă, dar e greu la revânzare, că omul e dificil și dacă îi spui, vezi că mașina asta îi dați kilometri înapoi, că am păstrit cu anumite persoane, am spus, da, și eu pe aia care kilometrile astea înapoi, salut, să o iau pe aia. Pentru că omul zice, ce, păi nu vreau să-i văd în bord. Păi da, mă, dar îți dau și 50 de lei și de înapoi, păi, e da, vorba da, de 10 da, minute. Da, da, exact. Dar omul zice că și dacă îl păcălești în față, nu e bine și dacă... Românul îi place să fie oarecum mințit. Da, și dacă le spui, dar eu nu înțeleg de ce la o mașină din 2005 se pare absurd să aibă 400.000. Pana mea a mers, înțelegi? Și știi care e schimbat? Da. Aproximativ tot ce e important până la kilometri, că ambreiajul original sigur nu mai e, o turbină originală sigur nu mai e și așa mai departe. Da, da. Uite, am mers cu un F10, avea 120.000 și al meu avea 250.000, mergea mai bine al meu. Aveam 4 ani, 250.000. Da. Știi, dar oamenii, na, nu știu ce să zic, așa și copul ăla, mi-am zis, mie îmi spără mașina super ok, la 4.000 de euro să-ți iei 2010, și putere, și climă, euro și... 5, pe euro 5, altă, păi, știi? Da, e altă treabă, exact. Înțelegi? Dar toți care mi-au venit pe cum, că scump, că nu știu ce, pe... deci una ține de exact la fel, și acum cred că e până mașina, 6.000. Deci vedeam că 2.000 sub prețul pieței și tot nu venea nimeni, sau venea și îți vedea în nas că e scumpă. Deci... cum da. Să faci ca să fie bine, știi? Nu știu cum să o dai, mamă, și aici aglomerat. Hai că vin pe autostradă, că n-am... De ce? Ce azi, mai vineri? Da, e vineri. Tocmai de asta nu e și așa. Nu, mie asta, adică cea mai mișto mașină pentru mine și așa, ca și configurație, mi se pare diesel și manual. Exact. Poți să mergi în frână de motor, poți să-i schimbi cum vrei tu sau nu știu ce, dar acum, de exemplu, dacă ar fi să-mi iau mașina, e automat, e 2017. Nu poți să mai iei la anul ăla manuală, știi de ce? Că o să o vizi la un moment dat și nu o să vină nimeni să-ți dea o anumită sumă de bani pe manuală, știi ce o să zică? Păi da, la anul ăsta te-a luat o manuală. Am început să se caute mașinile automate și cred că chiar și eu simt nevoia să, dacă mi-aș lua Passat, spun sincer, mi-aș lua... DSG. DSG-ul, exact. Sunt cutii bune, eu personal acum ce mi-aș lua automat, mi-aș lua Mazda care e cu convertizor de cuplu, mi-aș lua BMW care e cu convertizor de cuplu și mi-aș lua DSG-ul care e cu dublu ambreiaj. Iar cutia e de ce de la Renault, este tot cu dublu ambreiaj și am văzut că în principiu e destul de la o dată. Ca și principiu funcționează exact ca DSG-ul, poate că nu schimbă la fel de repede sau ceva, că nu ai cum să le compar, dar chiar și așa, important e că
e cu dublu ambreiaj, niște astea cu dublu ambreiaj sunt destul de fiabile, timp că mai pică volanta. Uite, ziceai de Passat, am un prieten la 320.000, abia la 320.000 a schimbat volanta la DSG. Da, și da, are... păi pică și la astea DSG, că mulți zic că automate, că nu pică volanta. Nu, că... pică, păi tot dau și... ceva acolo, nu ai cum. Sau te lasă convertizorul sau altceva, știi? La BMW nu prea mă auzi să pice cu tine, cred că nu-i schimbi uliul. Dar BMW-ul al meu care vin la asta avea 250.000 cu ulei original și n-avea nicio problemă așa. Dar ea, dacă am mers 60.000 pe an, am mers la drum lung, omul punea între 8 acolo în ultima 140-150, ce automat, ce uzură, exact, ce uzură exact. Să aibă mașina aia, știi? Și de asta eu prefer o mașină să aibă 2-3 ani, 5 ani, 10 ani și să aibă și 200.000, că nu mă deranjează kilometri, știi? Corect. Pentru că mi-am dat seama că mașina, dacă are mulți kilometri într-o perioadă scurtă, a mers și e bună. E, dacă are 100.000 15 ani, e cam căzută, pentru că n-a mers. Da. Știi? Și oricum mașina care stă, nu e bine. Nu e bună, exact. Nu e bună, nu... Se plouă mulți, ruginesc frânele, etrierii se mașina blochează. Mașina se vede oricum care e stată, n-ai cum să nu o ghicești, nu știu. Nu știu, acum aș zis, mă, că e anteniță să iau după a 6, știi, să mă rog. Uite, avantaj la Astra Joe ăla. Ai 6 trepte și, da. Și nu știu dacă știi cât de bine e etajată cutia. La 160 ai sub 3000 de ture. La 120 ai sub 2000 de ture între a 6. Adică la Passat eu aveam 2000 de ture la 120. La dacă ar fi să-ți mai, să-ți mai pice un Astra Joe, ca și ăsta de la Auto, l-ai mai cumpărat? Să-l cumpăr pentru vânzare, nu. Nu pentru că sunt mașini rele, pentru că îmi place cum merge și pentru banii, chiar e ok. Ci pentru că nu se cumpăr. Sau dacă aș prinde unul, da, să nu cu ele, cu treaba, cu știu ce dat. Și să aibă kilometri sub 200.000, pentru că eu nu dau kilometri înapoi la mașina asta, e mașina așa o dau. Da, poate aș lua, dar exact ca asta n-aș mai lua, pentru că mulți au zis, că motorul de 2000 e cel mai problematic, e după Insignia și că pică nu știu ce. Și adevărul e că de-aia nu s-au vândut atât de Insignia și atât de Astra, că... Sunt puțin mai zgomotoase din ce am asta de la Opel, da, sunt mai zgomotoase, nu prea... Nu prea au lucrat ei la insonorizare și la să dar fie rafinat. Dar au și 1.7 de 125 de cai. Da, și 1.3 de 90 de cai. Ăla cu distribuția pe lanț. Cred că e pe lanț, da. Da, nu știu, sunt multe mașini, dar oamenii... Uite, cât ai mers, tot consumul nu s-a schimbat și avem aceea pornit, tot 4.2 este. Da, na, motor mic, mașină ușoară, n-ai din ăla instant? Dacă îl muți, tot așa apeși pe el și dai o dată în sus. Stai așa, apeși în sus? Așa, așa. A, ba, da, stai că... 5.7. Păi dacă pui acum pe pilot, dă-i pilotul automat, apasă pe butonul acolo, da? De pe manetă. Stai. Acolo. Ai apăsat, da. Ia piciorul, uite și ce viteză avem și ce... 134. 3.4. Așa. Bine, o să mai urce că urci, dar oricum n-am. Adică sunt mașini bune, mă, și la prețul ăsta ții mașină super ok, dar nu eu e Volkswagen. Eu am fost și sunt foarte mulțumit, deci care va cumpăra mașina asta de la mine, crede-mă, 2 ani de zile nu va băga absolut niciun leu. Recent a fost schimbată toată fața în aia, bugi, pufos, capete de bară. Ce mai trebuie să simt două bilete să pun din alea sport, pentru că eu dacă am suspensie sport, mi le nenorocește la 5-6 luni, încep să scârțe, știi? Da, da, da. Și în rest... Acum depinde și de exploatare. Că dacă ulei un... folosesc numai de albun, putul. Nu, depinde de exploatare, că poți să-i dai mașina bună și să o înfund de el, sau... E bine, nu prea ce să înfunzi la asta, că... Nu prea e ce să înfunzi, dar e și bine... atât. Da, dar e și bine insonorizat, uite, față de Logan. Că la Logan 130 le simt că se aude, știi? N-ai cum să compari. Am mers și eu cu Logan și nu ai cum să compari. Este o mașină bună, fiabilă pentru România, dar dacă mai pune să aleg între Astra H și Logan, mă refer la ăla de 2004-2005, primul păi model. Păi nu le compar, nu. Nu ai cum să faci. Acolo nici măcar n-ai cruise controlul, n-ai multe chestii, știi? În schimb, da. Ce e bun la Logan și la Renault, motor. Motoarele sunt foarte, foarte bune și rezistente și simple. Nu, nu sunt... știu, benzinarele 100% sunt foarte bune EPI-urile, dar 1.5-ul acela, deci eu, deci am fost aveau probleme mulți cu injectoarele, cu primele injectoare. Modele, da. Ale Euro 3 mai ales au probleme. Dar rest, eu am 200.000 la Logan, așa are injectoare noi, injectoare de fabrică, turbine de fabrică, ambreiaj la fel. Adică n-am schimbat nimic major la... Nu, la ambreiaj nu au probleme.
Acum ca la orice diesel, îți dai seama, pică, mai pică, nu știu, o pompă de motorină, o ceva. Dar nu sunt stricăcioase ca motoare, nu sunt. Și sloganul pentru România și Astra, H și Opel și asta sunt foarte bune pentru România, că... Fiabile, piese ieftine, întreținerea, oare. Până la urmă despre asta e vorba la o mașină. Ce ai cumpărat sau nu ai cumpărat? Mințirea lumea sau nu mințirea? Nu, să uită, nu e vorba mea, am cumpărat-o, mă, gata. I-am băgat eu cheia în contact, am cumpărat-o, ce mai contează de acum? Gata, ce să mai Astra, așa, de la Astra și te-ai întâlnit. Păi, da, așa mă, ce om, mă, nu vezi că nu dă înainte, dă înapoi. Da. Bine, ăsta a fost video, aveți canalul acolo în descriere și dacă ele mai răspuns tu la întrebări, pentru că... Da. Orice întrebare poți să o lase mai jos în comentarii și eu am să le răspund cu cea mai mare plăcere. Că tot ești vechi în, da, în lumea Opelului. Cam am fost de la început.